În demersul nostru jurnalistic am suportat umilințe greu de descris, insulte, presiuni editoriale și economice și chiar amenințări pe față. Să știi că mă interesează soarta fiecărui cetățean din Dâmbovița, inclusiv a ta și a mămicii și a tăticului tău, doamna Alina Mavrodin și domnul Teodor Vasiliu. A declarat nașul PDL Florin Popescu echipei TV Art Press. Florin Popescu a interzis atunci accesul echipei Art Press la o conferință de presă organizată în sediul PDL, folosind poliția comunitară pentru a se încuia împreună cu presa de partid plătită din bani publici. Deci, domnul Vasiliu, la conferința de presă, chemăm pe cine dorim. A spus la ieșire Florin Popescu. Apoi a continuat amenințător. Având în vedere stresul la care sunteți supuși în ultimul timp. La care ne supuneți în ultimul timp. Sunteți supuși în ultimul timp. La care ne supun reprezentanții Partidului Democrat Liberal în ultimul timp. La care sunteți supuși în ultimul timp. Să mergeți frumos și să căutați un psiholog și un psihiatru, pentru că aveți nevoie. Noi, jurnaliștii Art Press, n-am continuat investigația de presă, cu atât mai mult cu cât comportamentul public al președintelui Florin Popescu de secretizare agresivă a acestei afaceri ne-a intrigat, ne-a dat serios de gândit și ne-a trezit mari suspiciuni. Am constatat, după cum veți vedea în ancheta noastră de presă dedicată locurilor de joacă din comunele dâmbovițene, că niște controle psihiatrice de specialitate ar fi utile pentru acele autorități județene și locale care manipulează bugetele publice ca pe propriile buzunare, cheltuind discreționar, abuziv și chiar ilegal sume aberante în vremuri de cumplită criză economică, mințind și dezinformând grav opinia publică. Timp de peste un an am întâmpinat în această investigație și alte numeroase obstacole. Pe ele a mizat conducerea Consiliului Județean când ne-a transmis prin adresa oficială 11 din 4 martie 2010 că, cităm, achiziția nu a fost făcută de către Consiliul Județean, am încheiat citatul, și ne-a sugerat, totodată, cităm, pentru informații suplimentare să vă adresați fiecărui consiliu local în parte. Apoi vă reamintim că adresa a fost semnată de președintele Florin Popescu și de colaboratorii săi apropiați, directorul executiv, jurist Vasile Gheorghe, director executiv inginer Traian Nicobeț, director economic Carmen Igescu. Așadar, cei patru ne-au sugerat să cerem informații celor peste 80 de primari dâmbovițeni, sperând că ne vom lăsa păgubași în fața unui demers jurnalistic atât de anevoios, având în vedere comenzile politice date unor primari de a nu răspunde adreselor noastre oficiale. Ceea ce s-a și întâmplat. Aceștia au urmat cu fidelitate modelul de transparență și de abuz al nașului PDL Florin Popescu. Am rezistat eroic și în final primarii, unii de bunăvoie, alții de teama instanțelor, ne-au transmis în mare parte informațiile și documentele solicitate. Am studiat contractele de asociere încheiate de Consiliul Județean Dâmbovița cu consiliile locale dâmbovițene. De asemenea, noi, jurnaliștii de la Trustul de Presă Art Press, am studiat și cele peste 60 de contracte de furnizare ale achizițiilor directe încheiate de Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de achizitor și plătitor al facturilor emise de furnizor. Contractele de achiziții sunt semnate de conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, achizitor, cu reprezentanții firmelor furnizoare de mobilier și servicii de amenajare. De asemenea, contractele de achiziții sunt semnate și de primarii dâmbovițeni, în calitatea lor de reprezentanți ai consiliilor locale, beneficiare ale locurilor de joacă, așa cum prevăd contractele de asociere. Studiind contractele de asociere, am constatat că asociatul principal, Consiliul Județean Dâmbovița, s-a angajat să organizeze și să participe la procedurile privind achizițiile publice necesare realizării investiției și să achite în termenul contractual către firma câștigătoare a licitației, care licitație, partea sa de contribuție din valoarea contractului. Și atunci ne întrebăm, de ce ne-a dezinformat conducerea Consiliului Județean Dâmbovița în adresa oficială numărul 11 din 4 martie 2010? De ce i-a dezinformat și pe consilierii județeni în ședințele din august 2008 și cea din 31 martie 2009? De ce a evitat licitația pentru achiziția de 10 de miliarde de lei și a ales varianta achizițiilor directe, făcute într-o grabă suspectă în anul electoral 2009. Răspunsurile la aceste întrebări, dar și la multe altele, le veți afla pe parcursul anchetei noastre de presă.